am făcut și echipă de fotbal, și ansamblu căluțul de dansuri. Nu zic eu, francezii nu mai vine, că venea benevol la Cihulit a fost. Nici nu mai trebuie. I-am zis și eu, i-am zis, francezi nu merită, auziți? Haideți, să o luăm. Dacă francezi nu merită că a venit benevol, ăla nu-i bun, ăla, dar bine. Ia să nu Francesc să vadă de treaba lui. Domnul Francesco, mașină bunicică. De 15 milioane, da. Așa. Ați vă spun altceva. De ce nu veniți la nivel local? Sunteți Comisia de Cultură. Cu inițiativ, domnule, l-am găsit pe omul ăsta. Am discutat nimeni în sală. L-am găsit. Și împăratul la cortion. Acolo undeva, cred că e praful destul de gros. Unde? Unde am cumpărat? A spus că ați cumpărat. Păi de-am cumpărat prin fonduri europene, dar am făcut un program și am dotat. A spus că ne aduceți costumii. Un profesor care să educe copiii la nivel din... Păi dacă l-am adus și l-ați bulit... Care? Păi Francis l-ați bulit, nu mai vine. Dar ce Francis? Nu mai vine. Avem profesor aproape, domnul primar, care e profesor de cultură, domnule. Spuneți. 30 de ani la cultură. Cine? Culici, nu a fost profesor de cultură. Nu, no, a fost director. Director, nu a fost dat sator. Nu, are cuvântul domnul Aurel. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar, cu toată stima. Uite, băi, băi, nu-i bun vreau să susțin... Vreau să susțin punctul de vedere a domnului primar. Din ce punct de vedere? Pentru că eu nu știu, de când sunt și o consiliu local și mandatul trecut, deci să vină cineva cu o inițiativă, cu o echipă de fotbal, cu o echipă de dansuri, cu o echipă de ceva și are ajutorul Consiliului și a primarului. Eu nu cred că cineva a fost refuzat. Domnul Neu, știți ce mă doare? Acum mulți ori lucrea și domnul Vici îl cunoaște bine. Așa să fie. Eu nu am o mărere, o să vedeți prin atributele mele de primar, am să-i confer titlul cetățean de onoare. Deci și vă spun și o să mă motivez pentru fiecare, eu o să vă aduc la cunoștință în președință, cât luna viitoare fac o, într-o zi fac un cadru festiv unde am să dau, să confer titlul de cetățean de onoare la câteva personalități ale comunei. Și la fiecare am început să lucrez ca o fișă de date cum ar veni, unde să spun ce a făcut activitate, mai trebuie să mă informez mai mult. Eu vă spun, a fost o mană cerească că s-a ocupat și a avut rezultate, are diplome, se vede, să iei copii, să-i antrenezi, să stai stres, în cheltuiel, timp personal, bani de motorină, mașină, i-am dat un hârb de Dacia care curge tabla după ea, am dat-o la cultură, dar aveți dumneavoastră o mare, o mică parte și o mică, mare vină și vă spun de ce. Pentru că de la cartea aia, când Francis trebuia să mai dea niște bani și trebuia să dea tot din buzunare, să o editeze, unde era și dumneavoastră prins în jumătate de carte și să povestea, dumneavoastră a pornit scandalul. Între dumneavoastră și el, n-a mai fost bun, Francis. Și un om care zice, huo, nu mai vine, domnule. Dar n-am zis niciodată. Haideți, nu, că nu-i bun. Eu vă spun. Da, așa am zis. La nivel de județ, îi primi. Încă nu mi-am terminat cu vă. Da, spuneți. Din punctul ăsta de vedere am terminat-o. Mai am un singur lucru. Cu iluminatul public la Părăști. Sunt 4 ani de zile. Ieri, dacă vă spun o să vedeți, ieri sau la altă weekend pe fonduri mi-a venit contract. Să rezolvăm că... Domnule, ieri sau la altă ieri mi-a venit contract de la semnat pentru punctul de iluminat. De 4 ani de zile. Vă cred. De 4 ani de zile. Ăsta e unul. Nu vă miri. Mergeți acum și vă spun că povestea cineva, noi ca instituții, mergeți acolo să cereți un branșament nou la casă, că nu știți ce au băgat și ce trebuie. Să vezi de 30-40 zile să-ți aprobe o hârtie. Da, mulțumesc. Mai e cineva? Domnul primar, eu aș mai avea câteva probleme pe satul Vidar. Da, domnul Manole. Cum facem săptămâna asta să continuăm cu piatra pe uliță? Nu mai pot sta în sarge. Mă scoate lumea afară din sat. Credeți-mă. Și mă tăia dacă e nu știu dacă e. Una. Al doilea. E luminatul de jumătate de sat. Aici ai toate mai 60% din oameni au plătit iluminatul public. Și rol are de luna lui martie. Vă spun un lucru. Și am repetat tot, întotdeauna. Înseamnă iluminat că toți suntem 16 lei sau nu știu cât sunt. Ori îl ducem ca să acoperim costurile ca taxă, ori o desfințăm. Dar, dacă o desfințăm, că doar nu strângem un 150 de milioane, nu știu dacă strângem pe an, și noi plătim vreo 2 miliarde, am ajuns acolo. Toată lumea a țipat, n-am bec. Și sunt zone unde zbăcuri din stâlp în stâlp. Facem regularizarea iluminatului public, 2 da, 1 nu. L-am făcut când era cu domnul Motoiu, firma mai venit.
S-a dus la domnul administrator, s-a dus la domnul X, la mine nu. I-a pus, s-a pus, s-a pus. Am ajuns la 2 miliarde consum de energie. Eu vă întreb de unde îi plătim dintr-o 150 milioane, că a început toată lumea de când cu taxa. Domnule, eu de ce plătesc? Eu am zis altfel. Punem din stâlp în stâlp, ca să nu mai fie discuții, dar punem 70 de lei, 80 de lei taxa de iluminat pe an, ca să ne acoperi toate cheltuielile. Și asta e. Fiecare om are pe la stâlp. Avem și bani să întreținem iluminatul. Vrea să ai o pâine iluminată, să-ți pun un cutiel de... Poftim? Mult sau eu am mers pe traseu și am văzut lămpile de la iluminatul public care sunt întoarse către curtea lui de nu iluminează. Mai e o sigură. Da, corect. O sigură problemă mai este acolo, cu toate că domnul Drilea a zis că mă ajută. Așa mi-a impus că sunt consilier și să rezolv și i-am cerut ajutorul lui dânsul și nu a venit. Da. Așa. Și facem cu vacile din capul satului, 24 de vaci, oamenii nu mai pot rezista acolo din cauza mirosului care e. V-am mai spus, nu pot să vin când mi-a spus-o azi, dar a spus-o în ședință și o să mă să veniți cu ceri, cu cetățeni semnați și trimitem și să mutăm de acolo. Chemați protecția mediului. Eu am discutat cu ele, am zis, nu te discutăm la capitolul ăsta. Protecția mediului și a măsurii. Cu asta s-a terminat discuții. Da, te chema protecția mediului la capitolul. Da, dar vine tot la Consiliul Neoni. Spune, dumneavoastră luat măsuri, da, ați exerzat tot aici. Păi să meargă și Consiliul și protecția mediului și să stabilească la toată lume. La mine nu-i practic, nu-i cumpărat cu nimeni. Legea trebuie respectată de toți. Corect. Eu vă spun altul, că am avut o discuție cu el săptămâna trecută și am zis asta. Bă, mută-te de acolo, îți lasă destul de mare. Și eu, și lungul, și ei, și la lungul e o problemă, ia mai sau. Și doar cu recenă, doi cetățeni. Nu i-am zis-o din bun simț, nici lui ăla, nici la toată lumea, zic să nu fie împotriva unui activ. Dar uite că să le strângi împotriva ta. Că dacă îi vin în mediu, acolo la nenorocit. La mine nu e nicio problemă. Aveți, nu v-am mai zis. Și o să vorbim mai mult. Știu cine, m-a dat și în judecat, am proces penal cu el. Ce e o problemă? Cât nu mi-a spus de aceea. Ce vrea să zic? V-a deranjat odată sau am zis cuiva nu? Dom'le, și-a făcut treaba. E penal, o să plătească. Ce e? Nu e nicio problemă. Ori, ori. Sunt alte probleme. Ai invidii, dușmania, orice în afară de... Dacă nu mai sunt. Eu trebuie să mă supăr că ți-a făcut cioban sau sunt oamenii care mă apreciază mult. Cioban, dar se gândește pe oamenii, au făcut la servici. Noi suntem pensionari. Abia aștept, suntem în urmă. Alte probleme? Nu mai sunt, am întrebat. Avem noi o problemă. Ce vreau? Domnul primar, am o problemă, eu să vă întreb. Da, dacă sunteți... O întrebare am eu. Opre la al treilea, nu? După asta, la ședința următoare. Nu era ședința asta a treia? Da, asta a treia. Da, și la următoare? Pe următoarea și PNL-ul și-a după om. La ce PNL-ul? Pe cine? De asta a terminat mandatul la PNL-ul, la PSD-ul. Mai am unul care nu mai niciunul. E surpriză. Odată ce e adevărat. E surpriză. Odată ce trecu peste el și le-ai dat demisia dată lui, n-ai cum să-l mă aduc după listă. Ei, nu. Nu, garantez eu treaba. Ești pe care îți gătii. Nu, nu, nu. Dar nu-i treaba ta ce face... Cine? Nu e adevărat. Poate s-o răzgândit. Nu, poate s-o răzgândit, nu n-am care să vină. Nu se poate, dar are nu. Dar, auziți? Vreți să vă spun ceva? Chiar nu numesc niciun. Foarte bine. Da. Da, da. Și dacă vă spun ceva din lui PNL-ul, e pe ce?